s-a lăsat cu blesteme la Srehaya. Și dacă vă așteptați ca patroana să fie cea de la care a pornit totul, iată că de data aceasta Leo de la Srehaya este cel care a aruncat cu blesteme către Dana criminala. Imediat după sărbătorile de Paște, nepoatele lui Leo i-au dat un mesaj Danei, iar Leo, curios din fire, le-a întrebat dacă nu cumva Dana a pomenit ceva și de el. Supărat pentru că Dana a uitat de el, Leo a început să o blesteme pe cea care a fost alături o bună perioadă de timp. Cu Dana, ce ai zis? I-am urlat un Paște fericit cu tine. Păi da, de ce nu mi-a zis și pentru mine nimic? Sărăcioar Dumnezeu să sărăcească, să ardă-mi plăcări. Poate că te pește, poate încă ține așa. Să ardă-mi poc și-mi plăcări să ardă. Poate nu vrea să mărturisească, poate o doare să mărturisească. Păi da, când mărturisește? Peste 2 ani? O doare. Da, hai. Păi a trecut 2 luni. Ce mai face peste 2 ani? Poate încă o doare. Ce o doare? O doare stomacul? Da. O doare fierea. Doamne, o doare fierea și pe aia. Cine a spart fierea în tine, Dana? Mai mult decât atât, Leo a spus că Dana și-a refăcut viața și că acum ar fi într-o relație cu un bărbat de la o firmă de curierat. Mai în glumă, mai în serios, a intervenit și patroana, care a spus că Dana de fapt ar fi cu un șofer de tir și acesta este motivul pentru care a fost în Italia ca să-l vadă pe bărbatul respectiv. Indiferent care e situația actuală între cei doi, este evident că nu mai există nicio cale de împăcare de ambele părți. Iar Leo a încheiat ziua așa cum ne-a obișnuit, cu un grătar pe care a pus tot felul de bucăți de carne, în loc să aibă grijă la alimentație, mai ales după perioada de Paște, când s-au consumat tot felul de preparate grele și cu calorii multe. Să rămână cu cap pe capul ei, să s-aleagă praful de tine și de ăla. Să mă lipsează mult. A luat pe curierul, patronul, cum ai zis. Deci Dana l-a luat pe curierul, eu am sunat-o și nu mi-a răspuns la mesaj.